Duce patrona, dăm. Patrona, adă-mi buletinul, trebuie să mă duc la semnat. E la ursul buletinul. L-a luat aseară el. Bă, tu ai acolo capul de la cârcioabă. Tu nu vezi, dă să iară la oameni. Să vadă, poate sunt medici aici, să uită. Eu așa zic, părerea mea, vedeți voi aici că e negru aici. Eu zic că e de la cârcioabă, ceva. Asta de la... Du-te la semnar și vii să desfacem, Cătăline. Uite ce rău s-a umflat piciorul. Bă, bă, ce faci? Bă, Leo, ce rău, naiba de la ochi, una de aia să facă rău, așa, în alul ăsta. E și umflat piciorul. Aduc un uitați că și umflat piciorul. Vedeți cum e ăsta? Lantuș, uitați aici ce umflat e. Uite, e negru acolo. Dar știi că și de la paia în genii ăștia, când mușcă ăia o treviți mai mari și poate să se întâmplă și chestia asta? Îți curge lichid de ăla de acolo, din picior? Dacă curge lichid de ăla, atunci se vindecă. Bulecinul ia, patroană bulecină. Bă, Leo, ce te sperii mă așa de la o chestie de aia? Uite, te-ai distrus tot complet. Mi-e rău, Cătăline. Mi-e rău, trebuie să mergi și la poliție să semnezi. Trebuie să mergi și la poliție, Cătăline. Hai să te duc la spital, la Severin. Am fost la spital la salvare de 3 ori. Păi te duc la Severin și te internăm acolo. Să-ți facă analizele, să-ți facă astea din nou tot. Sau hai la, eu știu, la Timișoara, la doctorul ăsta tău, la București. Nu știu ce să fac eu, Cătăline, că mi-e rău. Nu știu. Când mai ajung și până la poliție? Păi hai că te duc eu cu mașina. Trebuie să fiu polițistul aici la noi, că nu pot să mă mișc. Acum mă forcez. Mă forcez cu picioare. Nu vine unde e buletinul. Vine în coa, mă, vine în coa. Leule, vine în coa, te rog. Hai. Vin ori să nu-l filmez că ești chilat. Bravo, mă, Leonard. Cătăline. Vino-n coa. Hai, când pleci la mare, mă, nu vezi că lui Leo e rău și tu te duci la mare? A venit ambulanța. Când a venit ambulanța? Păi și de ce pe mine nu mai sună să-mi spui de ambulanță că lui Leo e rău? Și cine a chemat ambulanța? Tu ai chemat-o? Puli. Puli? Domnul Bilă. Domnul Bilă, așa spune. Ne scuzați, prieteni, ăsta este numele lui, porecla lui. E un nume, poreclă, mai ciudată, dar... Așa cam tot strigă din strehaia pe el, până și copiii ai mici. Dar noi îi spunem Bilă. Nu, mă, Bilă. Hai, îmbracă-te, că mergem cu Leo la spital. Leule! Bă, Leo, eu aș avea curaj, uite, să-ți caut eu aici și să-ți pun spirit. Cătăline, tu cu patroana îmi cauți acolo. Eu cu o pensetă îți fac pariu cu tine că ăsta e capul de la căpușă. Uite, vine el gânda pe mine. Păi vezi că trage de aia, simte la asta, la mușcătură, știai? Nu. Dacă e paianger, o să tragă mai mult. Uitați. Libărși de alea, cum le spune? Uite. Hai, nu vrei să caut eu acolo, să arăt că eu scot chestia aia neagră de acolo? Dar nu cred că scobitoarea. Ce patroane? Încerc cu asta, cu penseta. Să aduc o scobitoare mai bine. Hai să mergi la poliție. Du-te la poliție și când vii de acolo, vii cu o scobitoare. Hai, dă mâna. Să luăm capul la gândac acolo. Au. Noi capul la gândac acolo. La filmează-mă tu. Hai, du-te acolo. Hai, dă-o și tu. Hai, îmbracă-te. Aoleu. Da. Uite, nu pot să calcă picior, avea mă porțet. Păi umfla piciorul, Leo, se vede, e clar, cu ochiul liber se vede că nu poți să calci, nici papucul nu-ți intră. Bate cu un baston. Lumină! Dacă bați-o, nu are pe mocioară. Uite, mă forțez iarăși și n-am aer, Cătăline. Uite că mă forțez.
era la ursul mașină. Între scaune, unde l-a dat jos? Treabă, n-are cum nu există să nu găsești. L-am văzut în bucătăria ta. În bucătăria unde era, mă, de la locale. Patroana trebuia să te ducă ce polițistul tu acasă. Face poliția după noi. Trebuia să facă. Așa, dacă nu pot să merg cum, și eu cum pot să urc scările acolo sus la poliție? Ia să dăm telefon. Ar trebui să merg și acolo ca să merg cu poliții ține mele. Și mă chinuie și poliția asta. Pașii aia mă chinuie, auzi, că fug. Că a dat judecătorul ăsta. Ordin. 2 ani jumate control judiciar. Au, de la-i pe Dănuț. Trei ani jumate că am furat aerele condiționate. Uite cu Dănuț ca să nu te... Trei ani jumate că am furat aerele condiționate. Bună dimineață! Ce faci, mă, papu? Ce m-am făcut? Uite, era să mor. Doamne, ce-i cum? Nu știu, cred că m-am mușcat ceva la picior. Dă cu ligările ca să n-am făcut. Ce-i cum? Ce-i cum? Ce-i cum? Ce-i cum? M-am mușcat o albină. M-am mușcat o Mușcătură sau? Nu, vezi că nu mă forcez. Mi-e rău că n-am stat să... Cum te-am mușcat așa în detalii? Nu știu dacă m-am mușcat ceva de nu știu că n-am... Aia nu e albină, cum văd eu. Dar ce poate să fie? Căpușă? Ori paianjen, ori căpușă. Da. Un paianjen de la mare, eu știu că și eu am fost mușcat așa la fel, am avut mușcătura exact cum ai tu, Leo, la braț am avut mușcătura. La Găiești pe mine m-am mușcat, dar mai mult m-am mușcat sără. Am dormit într-o pensiune. Și? Și uite exact cum ai tu la picior, așa am avut eu pe brațe, mușcături de ală. Bine, n-ai niciodată. Văzut-o? Ha? Ca mușcat, ai văzut-o? Nu am văzut-o, dar știu că ea mușcă așa, pe engine, că după aia am prins unul, am omorât unul. Așa mi-a zis la spital, că nu cumva să mă fi mușcat pe engine. Da, mă, ea mare pe engine. Păi așa e, spun eu. Stai să fii atent, facem pariu că tu până de seară o să vezi că o să scurgă un lichid de acolo. Dacă e lichid, sigur. E pe engine, dacă da. Curge lichid de ăla. Da. Bă, auzi că mor, am făcut temperatură, era seara, că m-a salvat. Lasă-mă, Leo, ce ți-e spirea așa? A venit salvarea, nu m-a luat, pentru că ieri mi-a făcut testul COVID. Stai, și noi aici. Poți să mergi? Mașina, ui! Jumate mi-a dat judecătorul respectiv. 2 ani jumate să semnez la poliție în fiecare săptămână. Doamne ferește, păi ce înseamnă asta? Ce? Uite, mi-a dat 2 ani jumate. Deci la aia care dau cu criminalii cu cuțitul și nu dau azi. 2 ani jumate, jumate mi-a dat. 2 ani jumate, prieteni. Eram cel mai mare criminal.
Cine cel mai mare așa? Criminal și nu era așa, cine prieten. Era așa? 2 ani jumate mi-a dat de control judiciar. Vă salut, domnul! Ah, nu de ce bine aici, că e aerocondiționat. Da, a venit el cu mașina la ursul. A venit cu mașina la ursul, Tănuț. Și a fost dezastru. Îți era dur de mașina mea, da? Da. Îmi era dor că unde ai dispărut, dracu, de 2 săptămâni și tu nu știu unde ai dispărut. A lovit mașina, a avut accident, dar nu suiete. Au venit numai ghinioanele pe noi. Ghinioanele pe noi. M-am forțat ca să vin până la poliție, că n-aveam încotro, trebuia să vin. Și mi-e rău de noi. În cel mai rău caz, dacă iese, nu știu, să de ăla de titan, nu știu, injecție ai făcut? Păi da, dar zice că nu am... Nu am făcut... Ce? Fier. Adică nu m-a făcut, nu m-a înțepat. Într-un cui, în ceva, nu m-am înțepat. Da. Și m-am înțepat, că m-a înțepat talanul ăla, nu talan. Nu e, dar nu era cheamă, așa. Un... M-a înțepat un... Ce ăla? Păianjen de ăla? Un păianjen negru. Păi sigur ăla, că de s-a umflat așa. Prieteni, am fost de-am semnat. N-am avut graficul ăsta la mine. N-am avut graficul Tănuț. N-am avut graficul și a trebuit să mai stau 20 de minute să aștept pe Tănuț să-mi aducă graficul de acasă. Dezastru ce se întâmplă. Ghinion pe capul nostru. Numai dezastru, prieteni. Hai, încerc, că nu pot să te ajut. Hai. Ce faci, bă? Piciorul, m-am uscat un... o căpușă. Un păianjen, căpușă, nu știu că s-au... Vezi ce-am făcut, bă? Deni. M-am uscat o căpușă, bă. Bună ziua, Anca! Bună ziua, ai 12 grișa! Câte ceasă? E... Ia! E 10, 30! Cold de morte! Da! Una la prietenii! Îmi pagă 4 minute! Îmi pagă 4 minute! Aici, la umbră! Da, mă, la 10! Am fost la poliție! Da! Uitați-mi graficul acasă! Graficul acasă, vă așteptați de la dus, dar nu stai că casă, nu! Hai! Nu vine acasă de acum, dă-ți cu ce... Păi aude să mă pun. Ia patul meu aici, să nu mai să-ți fie goargele pe tine. Da, poate vorbesc și să goargele. Aia că-ți cuturai. Au. Bagă-te ca și mie, mi-e țală și mie. Întinde-te-n pat. Pe cuvântul meu, de nu mi-e rău, prieten. Ia-mi al facă ca de la cățară. E foarte rău. Ia aia de la gură, că te-ai pus aia acolo, să mă duc să aduc pastilele toate, să le sordez, să vezi cum ai pastilele. Unde e bucătarul? Fugi de la poliție. Unde? Unde? Să mai fac o oaie, ceva. Nu, ca să-mi... Să-ți scobească piciorul acolo, să ia păcătul. Ia de de la mine. Ia vedeți, prieteni, trebuie să-ți scobească piciorul aici. Ceamă pe bucătar. Să vină să-ți scobească bucătarul. Mamă, uite, bune, unde te mușcă acolo. Păi ce, o vezi acolo, pe aia, pe căpușă? Nu, dar uite aici. Aici. De nu să dăm geanta. Da. Din mașină. Patroana. Insulina, păi pastile. Patroana, mi-e rău. Păi și mi-e rău. De la ce să fie prieteni să-mi fie rău? Că au zis doctorii ăștia, nu știu dacă sunt... Bun, mi-a zis aseară că de la picior, din cauza asta mi-e rău. Vedeți dumneavoastră, vă rog să-mi dați mesaje. Credeți că e mușcătură de căpușă sau de păianjen negru, cum spun ei? Uite, vedeți? Vedeți? Este mușcătura de păianjen?
că acest insectă care m-a mușcat și că mi-a făcut infecție în sânge. Doamne, și din cauza asta îmi e... Nu e vorba că mi-e rău, patroană. Nu e vorba că mi-e rău. Din cauza asta a făcut infecție. A făcut... Con. Hai că ai oleul omurat în urmă. Ale hordie. Și aleu ce făcu? Că alunecă colea pe purcudușă și a dat cu capul. Venea când? După tine. Acum? Da. A dat cu capul. Și a plâns? Da. A plâns, serios? Uite, s-a rupt toate scaunul. Prieteni, nu mai am temperatură. Acum nu mai am temperatură, dar mă simt tot rău. Mă simt rău, prieteni, să nu credeți că fac la misto. Deci chiar... Chiar îmi este rău. Uitați, e rău și lui patroana. Nu știu, lui patroana e posibil să fie de la căldură sau e și de la boala ei. Mai e rău, patroana? Mai e rău, nu mai ridica tu scaunele. Mie și mie, mamă, rău. Păi n-ai luat și tu pastile, patroana. Să-ți sortez pastilele. N-ai luat? Nu vă s-o spraviși. Lasă că l-aduce lumina acum. Ne duce lumina pastilele. Să aducă pastilele să le sortez, să nu mai pot. Să ți le pun într-o gentuță, că le ții vraiște. Nu mai e nici gentuță, unde ai avea toate multe. Avem aici legume, ceva. Ha? Legume, ceva. Ce legume? Legume, ce avem de mâncare? Te mănânci, să ducă lumina, să ia roșii, brânză, pierd. Lumina! Patroană, mi-e rău, patroană. Ha? Mi-e rău. Mădălina, pune-ți mie jumătate de pahar de apă. Apă? Apă, dar jumătate de pahar. Să te duc în cameră, că e o pungă cu pastile, să vedem ce pastile mai dăm să bine. Ce venim pe noi aici, venim și boalele. Lasă că nu mă lasă Dumnezeu să mor, patroană. Ce vrei, apă? Am avut multe evenimente de-astea. Nu te-ai spălat să te mânjezi ulei. Nu m-am spălat, patroană. Pentru că m-am trezit de dimineață, ți-am zis jumătate, Mădălina. Asta e jumate. Asta e jumate. Să vezi. Hai, cum am. Hai, vezi. Hai, vezi. Hai, vezi. Hai, vezi. Hai, vezi. Hai, vezi. Ca să audă și fanii noștri. Să te ia canca cu mașina, n-are loc, să iau masa să te oameni. Și de unde mai mă ridic eu acum ca să trec canca cu mașina? Unde merge canca? Să iau la primărie. Ce poate la primărie? Să poate de gunoaie de ăștia, că nu mai iau ăștia gunoaie. La primărie? Da. Prieteni, ați văzut domnul judecător, mi-a dat 2 ani jumate de control judiciar. Fără să fie hotărârea definitivă, prieteni. Mi-a dat 2 ani jumate, prieteni. Spune patroană, e bine ce a făcut patroană. Uite și eu mă chinui. Bolnav. Cu totul, prieteni, am diagnosticuri de boală foarte multe. Și cum mi-a dat el mie 2 ani jumate de control judiciar? Să te distrugă. Da, să pentru că distrugă. Are ură de pe țigan, patroană. Da, că ești leu de la Sehaia. Dar el are ură pe țigani, auzi? Da, de ce are ură? Că de la noi, de la turnul Severin. Nu mai vorbi, patroană? Da. Da, o fi de la noi, de la turnul Severin, dar are ură pe țigani. O să-i facem plângere la CEDO și la toate instituțiile statului, pentru că nu-i posibil așa ceva, patroană. Noi bării, să că pungă bării. Ce ora, cum cai la? O cela. Unde merge Anca? Ai beut toate pastilele astea. Uite. Varsele, patroana, varsă. Ia să vedem unde sunt pastilele ca să le beau. Plavișul și alea, unde sunt? Nu mai e lumina, dispare. Lumina! Lumina, a, lumina. Dispare? Unde a dispărut lumina? S-a lovit copilul. S-a ducă copilul la mine și nu mai poate să meargă copilul.
Lumină! Să iau unul rupin, că mereu. Ai luat? Da. Nurofen. De alte pastile de inimă, de astea ai luat? Am luat, mai trebuie la Praviș. Că prea o pungă mare de medicamente, e pe acolo pe jos. Să ți le sortești tu cum le știi că le bei. Care să sortezi, patroane? Auzi că le-ați amestecat, le-ați pierdut. Auzi tu cutiuță de aia care pui pastilele. Am dat atâția bani pe ele, atâta cutie aveai. Nu mai e niciuna. Da, 10 lei o cutie de aia, patru. Și nu mai e niciuna. Ai dat atâția bani. Uite cum stau goanjele pe canapea. Da. Uite goanjele pe canapea. Lasă-le, ce avem treabă cu goanjele? Tu ai legătură cu goanjele? Am legătură cu goanjele, patroane, că nu vezi tu ce se întâmplă. Nu vezi? O goangă te-a făcut de mirul lumii. M-a făcut o goangă de mirul lumii. Te-a doborât, vezi o goangă. Deci chiar nu mi-a fost rău, prieten, de toate bunile. Cu inima, cu ăștia și te-a nenorocit goangă. E posibil să mă fi mușcat pe ea în genul negru, prieten? Auzi, mamă, ce să spune, că mi-a citit aseară, Tache, s-a uitat pe net. Ce? Și Tache spune că de la mușcăturile de căpușă, așa se întâmplă cu omul. Doamne, are temperatură, frisoane, exact cum aveam eu, toate simptomele. Doamne ferește, și? Și a zis că căpușa e posibil să... E posibil că căpușa să mă fi mușcat și să nu stea acolo. Dar să fie mușcătura de căpuș. Ai ales pastilele mele? Mm-hmm. Ia barsele pe masă. Să vină lumina, să vedeți. Bansele pe mare. Să nu le amestecăm cu ăștia. Deci uitați câte pastile am, prieteni. Uitați, prieteni, câte pastile am. Dar văd că... Vedeți câte pastile am. Asta e de stomac, de ce? Nu știu, patroană, caută-mi-le și pune-mi-le tu bine. Ar trebui să le sortăm, Mădălin. E fluxivă asta. Dar uite, patroane, cum ai pus masa, nu pot să mă întorc. Eu nu pot să mă sucesc ca să caut la el. Acolo, trage în fața lui. E bine aici. Păi nu, pune mai aici, în fața mea. Patroană, da. Sunt furnici aici, sunt iară. A? Sunt furnici. Muște, nu pot să stau, patroană, afară aici. Patroană, nu pot să stau afară. Stai pe scaun. Unde poți? Nu pot să stau pe scaun. Stai pe scaun, dacă nu. Și aici să stau, mă mănâncă furnicile iară. Uite aici, pe scaun, ce mănâncă. Ca să sortez pastilele, că eu nu știu, uite, umbri după ele cu tine. Să iai injentul, să numai ce-ți trebuie. Păi toate îmi trebuie, patroane. Păi tu nu luași azi dimineață ce trebuie, nu luași Pravisul, unde-i? Nu știu, patroane, unde-i Pravisul. Păi cum nu știi, nu mai ai? Că ăla e important. Care-i paharul tău? Ăsta. Ce-n-a pe palamut. Ante șugere, care la palamut. N-are Pravisul, căci. Lumină, unde e? S-a lovit leu? Nu, nu, s-a lovit puțin la ochi. Lumina? Nu mi-l aduci. Nu, lasă să stea. El în casă, la el, numai are o jantă ușoară mică să-i punem pastilele. Ia du-te, te rog. Stai eu. Să văd să caut eu la mine o jentuță de mână. De care îi dai de-a lui? Jentuță de-o pune în gâte aia, o subțire de avea. Stai că avem un albastru, care ține în mână. Hai du-te ca să punem medicamente. Dar unde-i Pravis? Că n-are nicio pastilă de Pravis. Să-i punem ăștia, ce noi trebuie, punem acolo. Unde mai are pastile? Du-te, ia de toate din lădiță, bagă-le aici în pungă. Uite, Pravixul ăsta e patrona, de aici îl văd. Ăsta e. Du-te și în pungă, adă din lădiță. În lădiță are ce... Avea COVID asta, iar noi. Nu mai pasă de pungă. Le copară, nu avea cum de pe lină. Lumina, eram... aveam pastilele mele aseară, unde aveam
Uite, vezi, cu aspirina cardio. Uite asta. Astea două și trepixanul. Uite, și asta trepixanul. Asta trebuie să iau de inimă. Așa. Păi și atunci ce pune patronul ăsta? Ăsta ce e? Ce e ăsta? Astea ce sunt? Poate să fie... Eu. Ia vezi. De corona, de alea, de imunitate. E bună și aia. Ce e asta? Ăștia nu iai de ăsta, de... Ce e la patroare? Aia ce scrie pe el? E ăla, cum îi zici? Ăsta e centricol, ce e ăsta? Păi nu, dacă e doar să te uiți pe net, că cred că sunt vitamine. La ăla de asta iarnă. Da. Așa de stomac? Păi ce scrie ăsta? E enteron. Asta e de stomac, care trebuie să iei la antibioticul care îl iei. Da, eu. Nurofenul? Și ăsta, tot e stomac, ce aveți? Nurofenul e, vezi, avocalminul sau ce? Nu, ăsta nu. Avocalminul trebuie să iau. Paracetamolul? Paracetamol, uite și ăsta. Dar paracetamol mai am? Mai ai, uite cât ai. Avocalminul. Asta ce e? Lumina ce chestii le scoate. Ca să-mi băgăm aici. Ăștia nu-i trebuie, patron, acum. Trebuie acum, dar ăstea. Ce-i alea? Nu știu dacă le mai iau pe alea. Nu? De diabet îți lasă acolo, lasă o folie de uite mai aici o folie de zebe. Pune-le pe astea. Pune aici, că nu-i trebuie. Ia-mi treabă pe el. Pune-le, pune-le pe alea. Ce e ăla? Nu știu, ce stai de-astea? Pentru ce sunt astea? Stai puțin. Deci gata, ia-le pe toate. Pe toate? Dar ăștia nu sunt de alea, cum le zice, de concor. Nu sunt concor ăștia. Concor, da. Păi ia și de asta una să ia. Unde ai văzut concor? Ia. Nu, e olicard. Uite și ăștia sunt tot de alea. Concor. Olicard. Lasă-le acolo, hai. Vitamina C cadou. Asta ce sunt? Paracetamol. Lasă-le. Hai, pune-le pe alea toate. Puneți-le înapoi. Ăsta? Pune-le înapoi acum. Nu trebuie să poți după cine tot. Acum lăsați-le pe astea. Asta să le iau. Ce? Insulina. Să le iau acum doar pe astea. Pune pe acolo în lădita. Lumine, dăm, soalăm un pahar și punem după pe adie pahar de apă. Ca să iau acum. Care-i pravisul să le iau? Ia. Ia uite asta, iau asta de stomac. De inimă luat? Ce patrona? Tixtalul. Dă-mi de aia acum. Că nu ți-a lăsat azi dimineața, ai luat-o tu? Dă-mi aia, aia. Tixtalul. Da, da, l-am luat. Ha? Am luat. Doamne ferește, tu cred că uiți. Dacă iei pastilele, Doamne ferește. Dăm plavis. Să trăiești, să trăiești. Mai ieși ăla din baie. Mai luți. Ia. Plavis, unde mi-ai dat? Uite, pur să-i acolo. Unde, că nu văd. Uite, nu vezi, uite. Cristalul lua așa de bine. Am luat. Doar asta nu le-am luat, patrona. Ăla lua și de stomac, de asta. Da. Insulină, păcuș. Nu mai puia mâna de pe ele, patrona, păi asta. Într-o nu mai lasă mile astea. Insulină luați? Da, dar unde-i zinatul iar? Uite să urcă și pe mine. Uite-le. Care-i zinatul? Păi vezi, patrona, urcă pe noi astea. Ăsta-i zinatul. Nu știu, nu e zinat niciunul. N-ai zinatul ăsta. Trebuie să iau de la farmacie, iar zinat, da, lumină. Da, o lumină, nu. Că a dat Alin un milion pe zinat și mi-a luat. Păi înseamnă că le-ai uitat la București. Așa nu era. Păi nu-ți dă nimeni zinat fără rețetă. Aia sunat pe Mihaela. Rețetă fără rețetă nu-ți dă nimeni. Ba, cred că la noi îi dă, am mai luat-o de multe ori. Ia de care și-a întâlnit să-și cai. Trebuie una mare să încapă pe ea. Mamă, una, cât sunt patroane una mare? Valiză. Prieteni, mai revenim cu starea mea de sănătate. De aici, de la Strehaia, de la patroana, prieteni. Suntem terminați, prieteni, bun la, ne-a băstămat. Dușmani.
Păi nu să ia Dumnezeu după ei, patroană, că tu ești credincioasă. Nu face voia Dumnezeu. Tu te rogi la sfinți. Eu am mediaj din Dumnezeu și numai ca. Păi tocmai din cauza asta nu se lipesc de noi blestemele. Și vă rog, moderatorilor, Elena Țoțu și Alexa Mihai, aveți grijă cine îmi scrie mesaje și mă blesteamă sau îmi scrie foarte urât, dați-le blog de pe canalul meu. Vă rog frumos. Vă pup, prieteni, și vă iubesc. Eu vă arăt dumneavoastră tot ceea ce se întâmplă cu mine și cu familia mea. Acum vedeți că și patroana nu se simte bine. Dar și ce zis asta? Da. Asta e bun. Nici da, una, nu ce? Acu' e? A mea, da. Bagă pastilele, ia să numai le căutăm și colo și colo. Și să căutăm zânat. Să nu am catropil, catropil de la farmacie, să ai acolo. Să mai iau și un urofen. Și ăsta ce că scade febra, da. N-am febra acum. Acum sunt bine, așa că era să mor prieteni. Olcalmin și paracetamol. Nu vorbești. Da, nu, am luat acum câteva ore, patrona, nu iau așa. Eu n-am băie să iau pastile astea. Păi explică-mi ce ai luat, paracetamol? Da, paracetamol și avocalmin. E bine dacă luați, hai gata, nu mai am. Unde Cătălin să caută căpuș? Pă caută-l tu pe Cătălin, sună-l. Mai e nurofen? Ia, dă-mă nurofen, hai. Vedeți, prieteni, dar nu știu, eu nu știu că dacă pot să iau atâtea pastile de multe, dar n-am încotro, trebuie să le iau, prieteni. Alo. Dănuț. Aveți lăuși de căpuși. Hai, să le iau Nardo, vină-mi cu-a. Vină-mi cu-a, Nardo. Lasă-le. Ai căzut. Cătălin, vino și spune. Hai să plecăm, David. Vino, mă grea, ce să văd de cază. Vino încă și spune la prieteni. Și altelică. Și altelică, chiral, părădăiți, de la lume. Da, stai puțin. Are băieții de șoine. Uitați fața strigată. Doamne, are fața spartă, prieten. S-a lovit și ăsta. Ia să te văd. Da, doamne. Vino încă. Vino încă. Da, și ochiul și tot. Ia. Venea. A, uite ochiul. Ia. Uite ce-ai făcut la voce, alunecă pe curcudus. Ce-ai făcut, Leule? Tu, papă, ce-ai făcut? Noroci. Nu, Leule, ce e aici? Vrei să mâncăm, ce mâncăm? E pastilele, numai le răscoli, că stare pastilele. Plânge de la cine? Nando plânge. Bă, masca mea. Plânge de la Nardo, spune ceva la prietenii mei, că închid vlogul. Nu, nu, că am pus-o eu la gură și nu e bine. Ascultă-mă. Zici ceva la prietenii mei ca să închid vlogul. Nu spun. Salutare, prieten, vă pupăm eu și Leuțu. Salutare, prieten. Să dați un share și un like și un buton de mare și un subscribe. Pa! El e Leuțu. Pa! Ce sunt apă?